Catena liceului Vasile Corobanșa are început activitatea după o pauză de 20 de ani, iar procesul de alimentație a copiilor a început la sfârșitul lunii septembrie. Micuții din clasele primare care sunt în prezență alimentați sunt foarte mulțumiți de bucatele servite. Ce meniu săptămânal au copiii, aflați în continuare. Copiii claselor primare de la liceul teoretic Vasile Coroban în fiecare dimineață se bucură de un dejun cald ca la mama acasă. Elevii sunt mulțumiți și spun că mâncarea este foarte gustoasă. Ei laudă bucătăresele pentru că gătesc bucate ca acasă. Potrivit managerului instituției, în prezent aici sunt alimentați 157 de copii. Meniul săptămânal al copiilor variază. De două ori pe săptămână aceștia primesc carne și produse lactate și o dată pe săptămână pește. Noi ne stărim să includem tot asortimentul de produse necesare. Avem normative elaborate de Ministerul Sănătății și toate aceste cerințe noi ne stărim să le îndeplinim. Aș vrea să aduc la cunoștință că luna octombrie și noiembrie noi la toate asortimentul de produse alimentare am îndeplinit 100% și totodată am intrat și în normele financiare, 7 lei și 13 bănuți. Copiii apreciază munca bucătăreților și spun că mâncarea este gustoasă. Cartofi cu sos, campot și o cățeată cu carne. Lucrează bucătăria? Cum îți place? Foarte bine lucrează. Ne oferă o alimentație sănătoasă. Bine gătesc. Și gustos. Cum îți pare mâncarea făcută de bucătărie? Gustos. Menționăm că prețul unui mic dejun pentru copiii din clasele primare este de 7 lei și 13 bani. Liceul teoretic Vasile Coroban este frecventat de peste 500 de elevi, dintre care 157 sunt elevi ai claselor primare.